Mă voi adresa participanților la conferința organizată de Universitatea de Medicină din Iași. Mă voi prezenta cu niște rezultate experimentale extrem de importante pe care noi le-am desfășurat timp de 3 ani, 3 ani și ceva. Avem certitudinea și avem plăcerea să vă prezentăm, înainte de a prezenta lucrarea propriu-zisă, a unui film care prezintă o participantă la acest experiment și care a reacționat cât se poate de natural. Vreau să vă spun că este un experiment în direct, adică este o personalitate, o persoană care a participat direct la acest tip de stres. Știa dinainte că va fi supusă unui stres, a venit cu foarte mare deschidere. Bineînțeles că proba labirint, prima care conține elemente de stres, inductoare de stres, a fost foarte bine gestionată în sensul acesta ca să poată pune în dificultate persoana evaluată. O să observați cu atenție, dacă se poate, în cele 5 minute și ceva cât durează expunerea la stresul experimental, să observați reacțiile. Și eventual să încercați fiecare dintre cei care vizionați acest filmuleț să vedeți dacă ați fi fost într-o astfel de situație, dacă într-adevăr v-ar fi indus o stare de disconfort, exact așa cum intenționăm de fapt să facem prin aceste probe. Sunt convins că nici adolescenții, nici ceilalți care vor participa la astfel de probe nu-și pun problema dacă vor fi chiar atât de tare stresați, însă pus în fața unei comisii de evaluare, așa cum se face, așa cum cere experimentul de stres trier, sunt sigur că presiunea este alta și atunci emoțiile vor crește, valorile cortizolului se vor modifica, iar noi când vom înregistra prin cartușul cu salivă pe care îl va prelua ca probă de laborator, atunci vom vedea efectul direct și vă veți convinge că se modifică foarte mult, chiar și la cei care se știu, să spunem așa, mai stabil din punct de vedere emoțional, tot apar modificări suficient de importante ca să arate dacă a fost indus de la stresul respectiv sau nu. Deci urmăriți cu atenție, vă rugăm, acest filmuleț, analizați cât se poate toate reacțiile și expresive, și mișcările, și alte chestiuni care să vă convingă că este o metodă foarte, foarte validată din punct de vedere experimental. Testul a început. Și acum ce fac? Corectează. Și încep de la start. Încep de la start. Corectează și încep de la start. Încep de la start. Start.
Instagram. Nu mai joc. Nu. Ce să termin neapărat? Neapărat să termin? Începând de aici. Îmi dau voie să menți și din locul unde ții, doar te redresezi și continui din locul ăla. Testul a luat sfârșit. Studiul de față a demarat cu 3 ani în urmă. Urmărește cercetarea răspunsului cortizolului și a markerilor psihologici la stresul provocat experimental la un grup de adolescenți. Adolescenții sunt cu vârste cuprinse între 14 și 17 ani. Studiul a fost coordonat de o echipă multidisciplinară, alcătuită din medici, fiziopatologi, endocrinologi și medici experți pe problematica comportamentului alimentar. Ca psiholog, eu am avut de făcut partea experimentală, una dintre cele mai importante pe care le-am considerat pe baza testului Trier de stres social. Acest test este un test considerat ca standard sau ca reper de referință pentru inducerea stresului psihosocial în mediile experimentale umane și induce asupra markerilor fiziologici și psihologici modificări importante, mai ales asupra cortizolului salivar și altor componente biologice, dar și asupra stărilor emoționale privind anxietatea, stările de stres, depresie sau alte modificări dispoziționale importante. Toate aceste variabile au fost urmărite și măsurate sistematic
pre-test și post-test, mai exact în 5 etape. Etapele de test, propriu-zis, concepute din 3 probe. Probe special concepute la nivel digital, ca să poată induce o stare de stres. Dar la aceste chestiuni s-au adăugat condițiile absolut obligatorii privind inducerea amenințării sociale evaluative și a unui factor de incontrolabilitate. În ce constă chestiunea aceasta? Subiecții care au fost examinați sau supuși experimentului participau la o evaluare în fața unei comisii, special antrenate ca să inducă stresul printr-o atitudine de neutralitate sau de răceală în atitudine, în așa fel încât participanții să nu poată avea niciun fel de feedback. Ceea ce puteți vedea pe slide-ul cu numărul 4 ca fizionomie, ca așa, la persoana postată este simbolic, pentru că în fapt persoana nu reacționează niciodată așa, deoarece ar constitui deja un feedback, feedback-ul negativ, care l-ar orienta pe cel examinat în anumite direcții. De aceea membrii comisiei erau special antrenați ca să inducă o stare de neutralitate, o stare de ambiguitate, încât fiecare participant să fie într-o dificultate privind răspunsul lui. El nu știa nici dacă e bun, nici dacă e rău. Dar amenințarea era prezentă, comisia era foarte critică, în sensul acesta erau anunțate dinainte aceste aspecte de critică. În plus, filmarea care se producea în timpul, sau înregistrarea audio-video din timpul experimentului, din start induceau un factor de presiune foarte mare, pentru că se știa că rămân acele imagini și dacă se face o greșeală, poate fi oricând criticată sau supusă analizei. Pe fondul acestor manifestări, sarcine pe care le-au primit sunt niște sarcini departe de ceea ce vedeți pe slide, în sensul că pe slide am postat așa o formulă complicată. În fapt, sunt niște sarcini de calcul matematic pe care fiecare participant trebuia să le realizeze în fața comisiei. Presiunea era foarte mare. Proba labirint, care era practic prima probă, era de asemenea o probă cu aparent simplă, dar cu un traseu destul de sinuos și destul de dificil de menținut. Și atunci zgomotul care se declanșa la cea mai mică abatere de la traseu declanșa o stare de stres imediat. Pe fondul cele de-a treia probe, tot un sistem, o figură geometrică, aparent simplă, la care trebuia fiecare să reușească să treacă prin toate segmentele doar o singură dată. Lucru aproape imposibil, motiv pentru care nimeni nu a reușit să o rezolve, dar pentru fiecare sancțiune, practic, se auzea un zgomot de fundal foarte bine delimitat, care anunța că a greșit. La fiecare greșeală, stresul creștea. Cu cât avea mai multe încercări, cu cât avea mai multe greșeli, cu atât stresul creștea. Studiul. Derulat pe, conform graficului, predominant pe subiect de sex feminin, în proporție de 53%, 54%, a respectat toți acești pași. Procedura s-a respectat cu foarte mare strictețe, același cadru, aceeași comisie de examinare, aceleași condiții orare între 9 și 13. Ședințele au fost alese în așa fel încât să fie motivante, erau în timpul activității școlare. Elevii s-au implicat foarte plăcut, fiecare era dornic să realizeze sarcinile cât mai bine. Din fericire, nu a existat niciun fel de pierdere de informații, în sensul că știm foarte bine că elevii sunt foarte curioși, pot încerca, adică să afle de la cei care au fost înainte cum a fost experimentul. Din fericire, spun, pentru că noi am reușit să avem garanția că nimeni nu a știut dinainte ceea ce urma să parcurgă. Dacă ar fi știut, s-ar fi pregătit special și ar fi reacționat cu totul altfel. Așa că modificările fiziologice au fost foarte bine descrise, foarte bine înregistrate. Psihologic de asemenea, fiecare a răspuns așa cum a simțit. Spre marea noastră satisfacție, avem această garanție că rezultatele sunt extrem de valoroase. Metoda s-a combinat cu analiză calitativă a datelor,
ceea ce este, nu prea se face de obicei, doar calitativ măsoară majoritatea experimentelor, iar noi am făcut și analiză calitativă de înaltă clasă, lucru pentru care ne putem declara extrem de mulțumiți. În acest context, pot să subliniez că rezultatele statistice sunt extrem de relevante. De ce? Pragurile de semnificație, așa cum vedeți, au ieșit puternic semnificative la toate valorile, la toate asocierile de mărime estimată. Toate asocierile între variabile, mai ales din punct de vedere ale celor fiziologice, vis-a-vis de cortizolul salivar și răspunsul emoțional prin teste specifice de stres, au arătat corelație puternic semnificativă. Sincer vorbind, sunt rezultate mult peste așteptările mele, întrucât eu personal nu mă așteptam să existe atâta acuratețe în estimarea pe care au făcut-o adolescenții asupra a ceea ce au simțit ei. Toate datele au corelat, toate s-au reglat foarte bine, ceea ce înseamnă că metoda este, din punct de vedere calitativ, extrem de viabilă, extrem de puternic validată. Rămâne doar să scoatem în evidență pe parcurs celelalte aspecte care trebuie să le publicăm în cadrul unor studii de anvergură. Vreau să nu uit să mulțumesc organizatorilor și celor care au pregătit acest congres, această manifestare, întrucât este o onoare pentru noi ca psihologi să participăm în echipele de cercetare interdisciplinară și să beneficiem de sprijinul atât de important al valorilor biologice care să confirme, de fapt, efectele psihologice pe care noi le-am estimat și pe care le-am anticipat. În acest context, aș dori să scot în evidență concluziile care trebuie scoase foarte pregnant în evidență, concluzii care se referă la faptul că stresul în laborator este un stres complicat, este un stres indus, dar într-un regim controlat, în așa fel încât să nu facem rău cuiva, să punem în pericol sănătatea cuiva. Mai mult de atâta, valorile pe care noi le-am urmărit cu ajutorul acestor probe digitale create în premieră, ele sunt probe 100% originale, sunt cu drept de brevetare și de invenție. Noi le vom promova mai departe, le vom perfecționa, ca să spunem așa, și le vom adapta pe diferite categorii populaționale. Concluziile noastre sunt extrem de mulțumitoare vis-a-vis de calitatea actului și de combinația acestor elemente calitative și cantitative, care nu sunt la îndemâna oricui. Sigur, noi vom forma experți, noi vom realiza echipe ample de cercetare și lucrul acesta se va vedea imediat în prevenția și în intervențiile asupra stresului la nivelul cel mai bun. Pe fondul acestor manifestări, suntem convinși că perspectiva este una extrem de frumoasă, așa că suntem deschiși la orice fel de propuneri și de colaborări. Mulțumesc foarte mult încă o dată celor implicați și așteptăm cu foarte mare încredere orice fel de sugestii, orice fel de propuneri pentru viitor. Aș vrea să revin punctual asupra concluziilor de bază care sunt strict legate de acest experiment. Experimentul nostru este un experiment extrem de bine pus la punct, care a respectat foarte multe, în cea mai mare parte, condițiile standard de evaluare. Tema la care ne referim la acest congres este tema obezității. Cum anume poate interveni, aici este legătura cea mai cheie, legătura cu această cercetare, cum putem noi interveni asupra obezității cu aceste măsurători? În primul rând, se știe că valorile cortizolului salivar se modifică în funcție de nivelul de stres. Așa că aceste valori pe care noi le obținem destul de ușor prin recoltarea salivei în cartușe de tip steril, cartușe standard furnizate de producători autorizați, ca materiale medicale sterile și de siguranță, putem astfel măsura valoarea cortizolului și nu numai valoarea cortizolului, ci și valorile cardiace și valorile
altor hormoni, utilizând probe salivare, sanguine sau de altă natură, în funcție de cum o să fie necesar. Apoi, pe baza acestor măsurători, noi vom corela datele cu nivelul de stres măsurat înainte de aplicarea unei probe și după aplicarea acestei probe, apoi după un anumit interval de timp, așa cum spun studiile de specialitate. Astfel, studiile de specialitate spun că cel mai bun nivel ar fi între 25 și 30 de minute de la terminarea unei probe, adică nivelul de stres salivar, nivelul de stres și nivelul de concentrație al hormonului salivar de stres, cortizolul, ar fi menținut cel puțin jumătate de oră la un nivel ridicat, după care el începe să revină la o formă de normalizare, motiv pentru care acest gen de măsurătoare după terminarea testului trebuie să se respecte cel puțin pe acest interval de timp de 30 de minute, după care se pot urmări la 45 de minute sau la 60 de minute și sigur valorile tind să scadă. La cei care au predispoziție la obezitate sau care sunt chiar cu tulburări de comportament alimentar, s-a constatat și literatura de specialitate raportează acest lucru, că valorile se mențin mai mult decât ar trebui sau cresc la un anumit profil mai mare decât ar trebui. Doi la mână, nivelurile de stres psihic sunt de asemenea mult mai mari, chiar și atunci când persoana are tendința să-și prezinte o imagine de sine pozitivă și nu va avea tendința să recunoască nivelul de stres sau să se eschiveze de la acest lucru. Interpretarea datelor din punct de vedere calitativ pe care noi o promovăm, în ciuda faptului că este o evaluare mai complicată, mai elaborată, care necesită multă experiență, este extrem de valoroasă deoarece clarifică exact aceste aspecte care ar scăpa ochiului sau care ar scăpa inclusiv analizelor de laborator. Corelația dintre aceste variabile devine extrem de valoroasă. Noi trebuie să vedem exact cum anume putem să facem aceste măsurători de calitate, aceste estimări și interpretări pe baza unor criterii fundamentate. Această variabilă de fundamentare este descrisă foarte bine într-o teză de mare amploare pe care noi o vom publica. Sunt cel puțin 9 criterii de bază pe care trebuie să le urmărim și pe baza cărora putem să estimăm din punct de vedere calitativ. Până acum, aceste estimări s-au dovedit a fi extrem de valoroase și de validate de celelalte probe și de celelalte măsurători. Ceea ce pare la prima vedere greu de înțeles, devine ușor de înțeles în baza unor criterii transparente pe care trebuie să știm să le folosim. Mulțumesc din nou tuturor celor implicați în organizare și în participare. Le urez succes celorlalți și așteptăm să participe alături de noi și la alte cercetări. Mulțumesc!